Unul dintre primii fotbaliști sosiți în probe la Zaleu nu a fost reținut în lotul pregătit de Vasile Jula și Cristi Oros. Cătălin Dinu s-a aflat în pregătire cu formația zăleoană încă de la începutul stagiului și a efectuat chiar și cantonamentul de la Borsec. Evoluțiile mai puțin reușite de mijlocaș în partidele amicale disputate de FC Zaleu, coroborate cu sosirea pe plaiurile zăleoane a lui Victor Dobrescu, sunt motivele care i-au făcut pe conducătorii echipei să renunțe la fotbalist. Victor va sta la Zaleu pe banii clubului, fiindu-i asigurate cazarea și masa, astfel că gruparea zăleoană nu-și permitea să țină doi jucători în aceste condiții.